Salut! În ultima perioadă a plouat destul de mult. Pe fiecare zi s-au înregistrat precipitații medii. Nu spun că nu sunt bune, sunt foarte bune. Apa în grădină este mană cerească. De aceea plantele se vor dezvolta mult mai bine decât într-o primăvară secetoasă, săracă în precipitații. Astăzi vreau să vă arăt Rezultatul înrădăcinării viței de vie pe care am plantat-o împreună cu voi în toamnă. În toamnă am tăiat corzi din vița din față, din boltă, corzi de 40-50 de cm pe care le-am înfipt simplu în pământ. Deasupra lor am tăiat un pet și le-am protejat. Astăzi împreună cu voi Vom desface acest PET, vom, îl vom înlătura și vom vedea în ce stadiu se află vițele noastre. Haideți în grădină să vedem rezultatele. Vița de vie aflată sub protecția unui PET. Așa cum se vede din filmare, avem două stadii de dezvoltare la corzile puse la înrădăcinat din toamnă. O parte au un nivel de dezvoltare, iar cele care au fost protejate în permanență cu un PET au alt nivel de dezvoltare, mult mai înaintat. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în urmă cu vreo 3 săptămâni eu am înlăturat peturile de pe o parte din aceste cordițe. Iar pe celelalte le-am lăsat. Am vrut să fac paritatea, jumătate, jumătate, 9 cu 7. 9 neprotejate și 7 protejate. Așa că din martie până în data de 18 aprilie, corzile aflate sub protecția petului s-au dezvoltat mult mai bine. Efectul de seră contează pentru plante. Plantele astfel protejate au o dezvoltare mult mai rapidă. Care este concluzia noastră de astăzi? Concluzia este că puteți pune la înrădăcinat cordițe de vițe de vie din toamnă. Din octombrie, după ce culegeți vița de vie, puteți selecta anumite cordițe pe care le înfigeți într-un loc, în grădină, unde vreți să multiplicați acel soi din grădina voastră. Deci, puneți cu încredere corzi la rădăcinat, direct în pământ, încă din toamnă. Rezultatele sunt garantate. Eu am pus câte trei fire în fiecare cupă de pământ, să-i spunem, în fiecare loc. Le voi lăsa, voi vedea care din ele se dezvoltă foarte bine și voi păstra una, maxim două. Atât am vrut să vă arăt astăzi. Mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!